Da, am revenit mai bun. Noi continuăm dialogul cu viceprimarul municipiului Târgoviște în exclusivitate, prezent la noi în studioul Columna TV, domnul Cosmin Buzieru. Doamnelor și domnilor, administrația târgovișteană în slujba cetățeanului. Vorbeam înainte de pauză de publicitate, domnule viceprimar, de proiectele derulate pe OG 28. Pe ordonanța 28, într-adevăr, și vă spuneam de prima etapă a fondurilor europene, unde nu au fost eligibil mobilierul din școli decât pentru construcții noi, la reabilitare acesta nu era eligibil. Încercăm să compensăm acest lucru prin ordonanța 28, să dotăm școlile cu mobilier nou. De asemenea, avem proiecte de reabilitare a unor școli. Cum foarte bine știți, în această etapă 2014-2020 au fost eligibile decât liceele tehnologice. Încercăm să compensăm prin această ordonanță 28, să introducem câteva licee la finanțare pe ordonanța 28. Sunt lucruri la care lucrăm, lucruri pentru care nu ne-am luat vacanță până acum și așteptăm de asemenea cu nerăbdare ca guvernul să dea drumul la acele ghiduri de finanțare și să putem depune proiectele pe care le avem Dar deja ce pregătite. proiecte aveți deja pregătite și în ce domenii? Pentru că sunt foarte multe pe care știu că le dumneavoastră le pregătiți, mai ales că ați structurat la nivelul aparatului administrativ, a structurat o direcție care se ocupă exclusiv tocmai de aceste proiecte europene, de Sigur, se finanțarea numește proiectelor. Direcția Management Proiecte. Avem pregătite proiecte atât în domeniul de infrastructură, dar mă refer la proiectele de infrastructură rutieră, cum a fost în etapa trecută 2006-2013, nu mai sunt eligibile, însă avem un proiect pe transport public în comun, care pe axa 4, destinată municipiilor reședință de județ, este cel mai complex și cel mai important, atât ca și sumă, cât și ca ceea ce își propune. Se referă la transportul public în comun și putem realiza și drumuri, putem realiza și artere rutiere pe acest program. De asemenea, avem proiecte în comun cu Consiliul Județean, ne referim la unitatea militară de la gară, unde vrem să dezvoltăm un complex sportiv, un stadion. Avem proiecte care se referă la reabilitarea instituțiilor publice și mă refer aici la școli, reabilitarea termică a școlilor. Avem proiecte care se referă la reabilitarea termică a locuințelor. Este o premieră pentru că până acum reabilitarea termică a blocurilor s-a făcut prin Ministerul Dezvoltării, acum este pe fonduri europene și avem posibilitatea, pe lângă reabilitarea termică și repararea lifturilor acolo unde avem, putem interveni și la șarpantă, putem interveni și la subsolul blocurilor. Sunt foarte multe proiecte scrise de colegii mei de la Direcția de Management Proiecte care sunt gata de a fi depuse numai să vină ghidurile de finanțare, pentru că fără acelea nu le poți depune. Acolo sunt indicațiile, cum trebuie să le depun, ce cheltuieli sunt eligibile, care sunt neeligibile. Sunt lucruri sau este un lucru necesar depunerii acestor proiecte și sperăm noi ca aceste ghiduri să fie unele bune și să nu mai sufere modificări de la o lună la alta, cum s-a întâmplat cu cel care este pe reabilitarea termică a blocurilor, care în 3 luni de zile a suferit, cred că, trei modificări.
Este un lucru inadmisibil. Nu poți să lucrezi la un proiect atâta timp, iar peste o lună de zile să spună că trebuia să-l faci altfel. Dar eu sper că o să termine și cu acest guvern din toamnă, din iarnă. O să avem un guvern politic competent care să-și asume decizii și să dăm drumul la treabă. Pe de altă parte, domnule viceprimar, v-ați ținut de cuvânt și ați eliminat tarifele practicate la parcări. Adică, unde parcai mașina, pac, venea unul și îți înmâna chitanțierul, trebuie să achiți o taxă pentru parcare. Da, încă de la început, de când am venit în executivul primăriei, am avut această discuție cu domnul primar, cu cei de la ITT și în prima fază convenisem câteva parcări. Mă refer aici la cele de la instituțiile publice, de la finanțe. Erau anumite parcări pe care am încercat să le luăm noi în administrare și să nu mai fie acea taxă, însă iată că am reușit până la urmă să le luăm pe toate în administrare și să nu mai fie nevoie ca târgoviștenii să plătească. Că va fi în viitor o taxă pentru aceste parcări, nu știu, dar ce pot să vă asigur că în fața instituțiilor publice, mă refer aici la taxe și impozite, la finanțe publice și alte instituții publice, nu o să mai fie această taxă de parcare. Vă propun, domnule viceprimar, să abordăm și latura politică, pentru că noi așa ne așteaptă și un nou examen electoral, e vorba de alegerile parlamentare, dar am văzut acum că Partidul Social Democrat, sigur alături de ALDE, condus de Călin Popescu-Tăriceanu și Daniel Constantin, amenință cabinetul Cioloș cu moțiunea de cenzură. Eu întotdeauna am spus că acest guvern ar fi trebuit înlăturat mai devreme. Acum, Dar nu l-ați votat și dumneavoastră, domnul viceprimar, Partidul Social Democrat. Partidul Am văzut Social. că toată lumea, când a fost investit guvernul, buf, toți erau cu mâinile sus. Nu. Haideți să vă. Deci, eram la momentul când domnul Ponta, care era prim-ministru, și-a dat demisia, și odată cu dumnealui tot guvernul. Partidul Social Democrat nu putea să-și asume să arunce țara într-o direcție Criză greșită. politică. La această criză politică mă refer, pentru că dacă noi nu votam atunci acel guvern, criza politică se prelungea. Eu cred că nici astăzi nu aveam. Vă dați seama, Iohannis își dorea un premier al dumnealui, un Guvernul meu. guvern al lui. Probabil că nici socialdemocrații și ALDE, care nu au votat acest guvern, își doreau alt guvern, iar aceste negocieri puteau dura foarte mult și nu putea duce la altceva decât la o criză politică care ne-a aruncat și mai rău față de cum suntem acum, pentru că și acum suntem rău. Uitați-vă, după 6 luni, 7 luni de guvernare a guvernului meu, suntem pe deficit bugetar, fonduri europene zero, iar ceea ce ne aruncă acești tehnocrații sau ceea ce gândesc și ceea ce aruncă în spațiul public ca și comunicare, nu face altceva decât să ne întărească această decizie de a înlătura acest guvern și anume a depune o moțiune de cenzură. Dar Nu ce știu dacă șanse ar se. avea această moțiune de cenzură? Pentru că am văzut că după alegerile locale, când foarte mulți parlamentari au ales să candideze la alegerile locale și au câștigat o serie de primării, nu-i așa? Ce șanse ar avea? Pentru că am văzut că ați pierdut majoritatea la Cameră, de exemplu, Partidul Social Democrat. Nu mai aveți majoritate. Poate nu o mai avem pe hârtie sau pe hârtia analiștilor. Pe hârtia analiștilor, da. Nu știu, pentru că nu a fost nicio sesiune de plen ca să vedem cine are majoritate sau cine nu. Deocamdată ne putem da cu părerea. Însă sunt foarte mulți liberali care sunt cu un picior în partidul domnului Tăriceanu, cum de asemenea sunt foarte mulți din UNPR care nu și-au dorit această fuziune cu PMP-ul și sunt aproape de a intra în PSD. Așa că lucrurile nu stau chiar cum cred unii analiști că PSD-ul ar fi pierdut majoritatea. Eu cred că nici pe departe acest lucru. PSD-ul încă deține majoritatea
în Parlament și o moțiune de cenzură ar avea efect. Dar mai sunt câteva luni până la alegeri. Eu cred că și această moțiune de cenzură este venită, sau amenințarea cu această moțiune de cenzură este venită ca o a contracara acest tăvăluc de denunțuri și de procese care sunt inventate unor lideri politici incomozi. Și nu știu dacă până la urmă va fi depusă în Parlament sau nu. Dar, indiferent de decizie, vă spun, acest guvern trebuie înlăturat mâine. După părerea mea, mâine ar trebui să plece acest guvern. Domnul viceprimar, dumneavoastră faceți parte din organizația municipală a Partidului Social Democrat, organizația PSD Târgoviște. Pe cine susține PSD Târgoviște la alegerile parlamentare, pe care dintre candidați și cum apreciați dumneavoastră propunerile de candidați? Știți că a expirat termenul de depunere a candidaturilor pentru alegerile parlamentare Noi. și sunt câteva surprize uriașe din punctul meu de vedere, ca să nu mai subliniez faptul că pe mine m-a surprins că faptul că toată conducerea administrativă a județului vrea să ajungă în Parlament. Pe noi ce mai facem pe lângă Dâmbovița Nu, pe a aici? fost o intenție de a candida. Deci și este o intenție de a E o candida. Nu intenție, da. sunt deocamdată propuneri ale Organizației Județene Dâmbovița pentru Parlament. Este un prim pas. A fost o intenție de a candida unor colegi de-ai noștri. Eu nu știu la ce surprize vă referiți dumneavoastră, însă fiecare dintre dumnealor Uite, exemplu, primarul sunt de la Voinești. capabili. Și primarul de la Voinești este Dar capabil chiar să așa toată ajungă conducerea CJD-ului să-și exprime să-și exprime intenția. intenția de a candida? Eu cred că este un lucru normal. De ce nu? Acum mă întrebați de organizația municipală. Organizația municipală încă n-a avut o ședință de birou permanent cu acest punct pe ordinea de zi, pe cine sprijinim sau nu. Însă îi considerăm pe toți capabili să ajungă acolo. Cei care vor ajunge, și eu sper cât mai mulți, mă refer și spun aici că ne dorim 4-5 deputați și 2 senatori, să vedem când o să avem o astfel de ședință și atunci o să vă spun cu exactitate pe cine susținem. Însă, încă o dată, vă spun că fiecare dintre cei care și-au manifestat intenția de a candida sunt oameni valoroși și oameni care vor fi, dacă vor ocupa pozițiile în Parlament, pe care și le doresc, vor fi aproape de județul nostru, pentru că îi cunosc pe fiecare dintre ei și sunt oameni valoroși. În condițiile în care, de exemplu, Carmen Holban va accede în Parlament, acela la viceprimar al municipiului Târgoviște, PSD Târgoviște sau PSD Dâmbovița, pe cine susține la funcția de viceprimar în locul Încă nu, încă domnului nu am Carmen Holban? luat această decizie. Așteptăm să vedem ce Dar se dumneavoastră pe cine întâmplă. ați dori așa? Cu cine ați face o echipă la fel de bună? Toți colegii mei sunt oameni cu care pot Oricare să, dintre cei 10. oricare dintre cei 10 sunt oameni cu care sunt sigur că și eu și domnul Cristi Stan ar putea colabora. Altfel nu erau acolo. Fiecare este pregătit pentru această funcție de viceprimar pentru că este iminentă. Odată ajuns în Consiliul Local, din cadrul consiliilor se alege viceprimarul. Nu te duci în Consiliul Local fără să fii pregătit și a face parte din executiv. Dar dacă, de exemplu, Adrian Țuțuianu ar accede în Parlament, sigur, dacă ar fi și în mod evident, va deschide lista de candidați ai Partidului Social Democrat, Eu cred că Adrian n-ar fi Țu... o pierdere pentru județ, pentru Dâmbovița? Eu cred că Adrian Țuțuianu știe cel mai bine pentru Dâmbovița care ar fi poziția dumnealui, pentru că dacă dumnealui consideră că din Parlament sau cine știe, din guvern, poate să ajute mai mult Dâmbovița, sunt sigur că se va duce în Parlament. Dacă dumnealui consideră că
din poziția actuală poate să ajute mai mult județul. Sigur, va rămâne însă, indiferent de decizia pe care o va lua, eu am încredere că va fi cea mai bună, pentru că așa cum îl cunosc, întotdeauna a luat decizii bune și s-a văzut asta și în județul Dâmbovița. Sunt sigur că dacă se va duce în Parlamentul României, sunt oameni care pot să îl înlocuiască cu succes și sunt oameni cu care domnul Țuțuianu va colabora în continuare și pe durata mandatului de senator pe care îl va avea. Pentru că nu va sta departe de județ, asta o să vă spun. Nu va face ce au făcut ceilalți deputați și senatori în perioada trecută. Mă refer la unii dintre ei, pentru că nu toți au stat departe de județ. Dar nu o să ne trezim iar cu candidații parașutați de la centru, cum au fost la celelalte Eu alegeri. sper să nu, pentru că Dâmbovița, din punctul meu de vedere, și-a câștigat acest drept de a nu mai fi impus cineva de la centru. Dâmbovița este Așa ni un. se spunea și din 4 în 4 ani, domnul viceprimar, tot așa a avut. Dar până la urmă tot veneau unii care n-aveau nicio treabă cu județul Eu vă Dâmbovița. spun că ultimele alegeri au consolidat poziția județului Dâmbovița în cadrul organizațiilor PSD la nivel național. Bun, nu putem să nu abordăm, că ne apropiem de finalul emisiunii, foarte pe scurt, activitatea sportivă de performanță va continua. E vorba aici de echipele noastre care au avut mare succes de volei feminin, de basket feminin și de fotbal, evident. Chindia, iată, a debutat cu un succes în deplasare chiar în runda inaugurală, în nou Da, sezon competițional. munca la Chindia începe să se vadă din ce în ce mai mult. Echipa a căpătat omogenitate și iată că și fără un om de bază, zic eu, Dani Popa. al sezonului trecut, Dani Popa, care s-a dus la Dinamo, reușim să facem față eșalonului 2 al fotbalului românesc. Eu sper să promovăm anul ăsta. Întotdeauna cu gândul ăsta am pornit orice nou campionat cu gândul la promovare. Încă n-a fost o ședință a adunării generale a acționarilor să stabilim un obiectiv, însă dacă nu va fi promovarea, sigur accederea în play-off și apoi mai vedem. Dar e Legat mai de slabă seria asta? Că e una formată, nu mai sunt două serii ca în sezonul precedent, e una Nu singură, știu, nu știu, nu știu dacă costuri e foarte mari, deplasări lungi, costisitoare, dar din punct de vedere valoric, tot cu UTA cred că o să ne bată la promovare, nu? Așa pare la prima vedere, însă să știți că nici pe noi, o nou promovată Chindia, nimeni nu Nu credea băga în că, seamă, da. nu ne băga în seamă și nu credea că o să ne batem pentru promovare anul trecut. Așa și din echipele care sunt acum, pot să fie anumite echipe care vor într-adevăr promovarea și le descoperim pe parcursul campionatului că au un lot valoros. Important este că finanțarea va continua și anul acesta, nu? Sigur, La aceiași parametri. la aceiași parametri vor avea sprijin din partea Consiliului Județean și din partea Consiliului Local Municipal Târgoviște, pentru că credem în acest proiect, credem în proiectul cu localnici, în proiectul acesta cu dezvoltarea unui centru de copii și juniori, și vă spun că avem juniori valoroși. Sunt foarte mulți copii care vin acum la fotbal și prin prisma faptului că Chindia a făcut o figură frumoasă campionatul trecut. Sunt copii buni și sunt sigur că Chindia va avea viitor. Dar ce facem cu Acestea. stadionul, domnul viceprimar? Stadionul ăla, ce se mai aude cu el?
Cum foarte bine știți, stadion se va face la unitatea militară de la gară. Sunt lucrurile Dar CNI nu l-a înaintate inclus la pe CNI. Lista de finanțare. Nu l-a inclus. N-a fost inclus acest obiectiv. Nu este, poate nu este inclus anul ăsta pe lista anul de ăsta. Finanțare. Probabil că au mai cerut ceva vize. Nu știu în ce stadiu este acum procedural. Însă, sigur, acolo se va face stadion. Legat de vechiul stadion, nu știu dacă putem acum să începem o investiție de reabilitare a lui, atâta timp cât noi avem proiect și deja am cheltuit niște bani pentru construirea unui nou stadion. Lucrurile se vor pune la punct ușor ușor și vom avea și stadion. Pentru copii și juniori, chiar am prins acum pe, că nu v-am spus mai devreme, pe ordonanța 28 în incinta liceului numărul 3 Ion Helia de Rădulescu, acolo în spate o să facem un teren de fotbal sintetic 60x40 unde se vor putea ține competiții cu juniori până la 14 ani. Este un lucru, zic eu, bun, pentru că nu există deocamdată așa ceva. Încercăm ușor ușor să compensăm toate aceste lipsuri pe care le au atât juniorii cât și seniorii de la Chindia. Echipele de basket feminin și de volei? Echipele de basket feminin și de ce volei. Ce Târguviște? La volei, dacă la volei ne propunem titlul, și eu sunt sigur că anul acesta vom aduce titlul la Târgoviște. Anul trecut a fost cupa, anul acesta o să vină, sau anul viitor o să vină titlul la Târgoviște. Sezonul acesta, ca să nu fac confuzii. Și la basket? La basket, știți foarte bine, anul trecut ne-am propus un obiectiv între primele 5, am ieșit pe locul 3, am fost pe podium. Anul acesta vom continua la fel și sperăm să fim cât mai sus. De sărbătoria Sfântului Nifon, ne apropiem de finalul emisiunii. Columna TV va transmite în direct festivitățile ocazionate de sărbătoria Sfântului Nifon. Ce ne puteți spune? Ce vă pot spune? Este o sărbătoare care tradițională pentru Târgoviște. Moaștele Sfântului Nifon sunt depuse la Mitropolia Târgoviștei și, așa cum în fiecare an am văzut, sunt foarte mulți pelerini care vin să se închine la Moaștele Sfântului Nifon. Este un eveniment care face parte din care se va integra în activitățile orașului Târgoviște și îl așteptăm cu interes și anul acesta. Noi, ca și municipalitate, suntem pregătiți ca de fiecare dată. Ați asigurat tot sprijinul. Asigurăm tot sprijinul Arhiepiscopiei Târgoviște. Ierenule, vă mulțumesc pentru prezență, domnule viceprimar. În exclusivitate ați fost prezent și vă mulțumim pentru participare la această ediție specială a emisiunii Riposta. Mult succes în continuare. Știu că nici dumneavoastră, nici primarul Cristi Stan, nici City Manager nu v-ați luat vacanță, tot ați fost acolo pe baricade în slujba cetățeanului. Aceasta este și tema emisiunii, administrația târgovișteană în slujba cetățeanului. Mult succes în continuare și vă mai așteptăm și cu alte ocazii, cu noi informații apropo de activitatea conducerea administrativă a Târgoviște. Mulțumim, prieteni, că și în această seară Mulțumesc. Ați fost alături de noi. Nu ratați știrile de la ora 20. Nu uitați motoul emisiunii, nu vă pierdeți niciodată speranța, indiferent ce s-ar întâmpla. La final, doar muzical. Pentru domnul viceprimar și pentru noastră am ales compact, superbă piesa, Am curaj, se numește. Doamne ajută, la revedere!